Bună ziua! Am rugămintea de a lua loc atât către colegii deputați și senatori, de asemenea membrii cabinetului care urmează să primească votul de investitură. Domnule candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru, Florin Câțu, doamnelor și domnilor candidați pentru funcția de ministru, doamnelor și domnilor deputați și senatori, declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului și vă anunț că din totalul de 465 de deputați și senatori, validați în exercițiul mandatului până în acest moment, sunt 455. Dintre care, până în acest moment, și-au înregistrat prezența la lucrări 363. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună de astăzi, stabilite de birourile permanente ale celor două camere cu participarea liderilor grupurilor parlamentare au fost distribuite. Dacă sunt obiecții cu privire la proiectul ordinii de zi? Dacă nu, supun votului proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. În legătură cu programul de lucru, dacă sunt puncte de vedere, observații, dacă nu, supun votului programul de lucru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, programul de lucru a fost aprobat. La ordinea de zi a ședinței de astăzi avem următoarele puncte. Prezentarea programului și a listei guvernului de către domnul Vasile Florin Câțu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, dezbaterea asupra programului și listei guvernului, votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Vă rog să mă îngăduiți să reamintesc faptul că, potrivit articolului 103, aliniatul 3 din Constituția României, programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor care sunt validați. Această majoritate este de 228 de voturi pentru. Totodată vă informez că au fost respectate prevederile constituționale și regulamentare cu privire la procedurile prealabile dezbaterii în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, a cererii de acordare a încrederii guvernului, a programului și listei guvernului. Astfel, în cursul zilei de astăzi, miercuri 23 decembrie 2020, a fost primită scrisoarea domnului Vasile Florin Câțu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, însoțită de programul și lista guvernului în vederea dezbaterii și acordării votului de încredere al Parlamentului. Documentele menționate au fost distribuite și afișate pe site-urile celor două camere, în vederea consultării de către deputați și senatori. În temeiul și cu respectarea prevederilor articolului 88 din regulamentul activităților comune, birourile permanente întrunite în ședință comună au stabilit programul de desfășurare a audierilor în cadrul ședințelor comune ale comisiilor permanente de specialitate ale celor două camere, precum și data ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului,
pentru prezentarea programului și listei guvernului, dezbaterea asupra acestora și pentru votul Parlamentului privind acordarea încrederii. Avizele comune, consultative, întocmite de comisiile permanente referitoare la audierea candidaților pentru funcția de ministru au fost favorabile pentru toți candidații pentru funcția de ministru. Ele au fost distribuite și afișate pe site-urile celor două camere. De asemenea, aceste avize au fost trimise candidatului desemnat pentru funcția de prim-ministru în conformitate cu prevederile articolului 88 alineatul 3 din Regulamentul Activităților Comune. Înainte de a începe dezbaterile, facem următoarele propuneri cu privire la timpul maxim alocat pentru prezentarea programului și a listei guvernului și pentru participarea grupurilor parlamentare la dezbateri. La birourile permanente reunite, propunerea care a fost adoptată este următoarea. Candidatul propus pentru funcția de prim-ministru are rezervate 60 de minute pe care le utilizează la începutul și la sfârșitul dezbaterilor. Grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat au alocat timpul corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 15 secunde pentru fiecare parlamentar. Ca urmare, totalul minutelor alocate grupurilor parlamentare se prezintă astfel: grupurile parlamentare PSD 38 de minute, grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal 33 de minute, grupurile parlamentare USR Plus 20 de minute, grupurile parlamentare AUR 11 minute, grupurile parlamentare UDMR 8 minute, grupul parlamentar al minorităților naționale 4 minute, în total 114 minute. Dacă nu există obiecții, supun votului aceste propuneri. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Cât? 37. Patruzeci, treacă de la mine. Cu 40 de voturi împotrivă, este adoptată această propunere. Rog liderii grupurilor parlamentare, în cazul în care nu au depus până în prezent la secretarii de ședință, să ne transmită lista cu numele deputaților și senatorilor înscriși la cuvânt pentru dezbateri din partea grupurilor parlamentare. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, vă rog să-mi permiteți să-l invit la tribuna Parlamentului pe domnul Florin Câțu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, pentru a prezenta programul de guvernare și lista guvernului. Aveți cuvântul! Doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor deputați, suntem în Parlamentul României, suntem în Parlamentul României și vă solicit să vă comportați așa cum așteaptă fiecare român de la noi. Să fim civilizați, să respectăm
7 ani de acasă și bunul simț, iar cei care huiduie să se ducă pe stadion dacă vor să huiduie, dacă nu, vom aplica regulamentul ședințelor comune. Domnule premier desemnat Florin Câțu, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnă președinte a Senatului, stimați colegi senatori și deputați, stimați colegi membri ai Guvernului, dragi români, de astăzi România va avea prim-ministru și guvern cu puteri depline. Vreau să vă asigur de la început, pe toți, că nu am să înșel încrederea cu care voi fi investit de dumneavoastră prin intermediul Parlamentului prezent astăzi aici. Eu, ca viitor prim-ministru și tot guvernul României, ne vom face datoria față de toți cetățenii României, indiferent dacă ne-au votat sau nu. Atât eu, cât și echipa mea, vom face tot ce ne stă în putință pentru realizarea celor două obiective pe care le-am anunțat deja și cu care sunt sigur că toate partidele politice sunt de acord. Să trecem cât mai repede și cât mai bine peste criza de sănătate, să repunem economia pe picioare. Criza COVID-19 a evidențiat necesitatea aplicării unui nou model de guvernare publică și dezvoltare economică și socială. În acest context, coaliția de centru-dreapta propune un program de guvernare care îmbină măsurile de ieșire din criză cu politicile de dezvoltare pe termen lung pentru a construi România normală, la care aspiră fiecare român. Noul model de dezvoltare economică și socială are în prim plan investițiile ca motor al dezvoltării economice, care să genereze cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în intervalul 2021-2024. În programul nostru de guvernare, susținerea procesului investițional este dublată de un amplu proces de reformă structurală, care să asigure consolidarea creșterii economice durabile, fiind necesară o calibrare a mixului de politici macroeconomice sustenabile. În realizarea acestor două obiective, vă declar ferm că vor conta două lucruri: timpul și eficiența. Și să vă fac înțeles acum. Când vorbesc de timp, mă refer la faptul că toate obiectivele pe care mi le propun eu și echipa mea vor avea termene clare care trebuie respectate. De exemplu, îmi doresc să trecem cât mai rapid peste perioada de vaccinare și să ieșim sănătoși din ea. Eu cred cu tărie că cel mai important lucru în acest moment este sănătatea românilor. De astăzi vă anunț pe toți, inclusiv pe membrii echipei mele, că voi monitoriza personal realizarea obiectivelor pe care ni le propunem. În ceea ce privește eficiența, guvernul pe care astăzi îl veți investi va fi un guvern de profesioniști care va urmări eficiența pentru fiecare proiect propus. Nu vom propune niciodată obiective care nu pot fi realizate la termen și care nu sunt în folosul românilor. Știți foarte bine că eu vin la Ministerul Finanțelor, iar acolo așa am făcut lucrurile. Adio proiecte propuse care nu au fost, n-au finanțare și sunt prezentate doar ca declarații politice. Mai multă muncă și mai puține declarații. Pentru mine și pentru guvernul meu, de centru-dreapta, proprietatea privată este sacră. Da, și mă uit la dumneavoastră aici, pentru care este un moft. Iar antreprenorul este un erou. Vom face și mai mulți pași pentru simplificarea regulilor și deburocratizare, pentru a facilita conformarea voluntară și administrarea fiscală. Vom implementa un sistem fiscal mai corect, mai eficient, mai simplu și mai transparent, ce va sprijini activitățile economice. Știm foarte bine că astăzi România este țara cu o povară fiscală printre cele mai reduse, un venit fiscal în PIB redus în Uniunea Europeană. Nu e un lucru foarte rău. În același timp, coaliția nu va majora sau introduce noi impozite și taxe. În etapa actuală, principalul efort va fi făcut pentru îmbunătățirea colectării veniturilor, prin eliminarea distorsiunilor și lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale și să asigurăm o corectitudine și echitate în sistem. Așa cum am făcut în acest an, în perioada de criză, când am încasat mai multe cât încasați noastră în ani cu creștere economică. Așa cum menționăm și în programul de guvernare, sistemul fiscal bugetar va fi adaptat la evoluția economiei,
astfel încât să faciliteze creșterea economică. În același timp, îmi propun ca cetățeanul să fie egal cu statul. Din nou mă uit la dumneavoastră. În guvernul nostru niciodată n-a fost așa. Atât în relațiile financiare, cât și în cele administrative. În mandatul meu, îmi doresc ca statul să nu mai facă abuzuri față de cetățenii României. Este una dintre principalele mele preocupări. Iar acest lucru poate fi realizat doar prin transformarea digitală și informatizarea instituțiilor publice. Un alt obiectiv important al meu. De altfel, pandemia și consecințele acesteia asupra vieții cetățenilor și a societății în ansamblu ei au adus în prim plan importanța digitalizării în toate zonele economiei. În vederea îmbunătățirii procesului administrative și facilitării interacțiunii cu cetățenii și mediul de afaceri, este necesară transformarea administrației publice folosind noile generații de instrumente digitale. Aș vrea ca astăzi să-i asigur și pe pensionari și pe toți acei care au nevoie de ajutor că nu îi lăsăm în urmă. Ceea ce privește relațiile noastre externe, declar ferm că este un singur drum pentru România, alături de Uniunea Europeană, ca membru cu drepturi depline. La fel, în ceea ce privește relația specială cu Statele Unite ale Americii, vom rămâne ferm angajați în toate proiectele pe care le avem împreună, militare sau economice. În final, dragi români, recapitulând ce am spus până acum, timpul și eficiența vor fi principalele instrumente pentru implementarea programului de guvernare. Iar înainte de a încheia, vă rog să-mi permiteți să vă prezint membrii cabinetului, un cabinet de profesioniști. Ilie Dan Barna, viceprim-ministru. Kelemen Hunor, viceprim-ministru. Nicolae Ciucă, ministru apărării naționale. Bogdan Aurescu, ministru afacerilor externe. Alexandru Nazare, ministru finanțelor publice. Lucian Bode, ministru de interne. Sorin Câmpeanu, ministru educației naționale. Virgil Popescu, ministru energiei. Adrian Oros, ministru agriculturii. Bogdan Gorghiu, ministru culturii. Raluca Turcan, ministru muncii și protecției sociale. Cătălin Drulă, ministru transporturilor. Claudiu Năsui, ministru economiei, antreprenoriatului și turismului. Stelian Ion, ministru justiției. Cristian Ghina, ministru investițiilor și proiectelor europene. Vlad Voiculescu, ministru sănătății. Ciprian Telemann, ministru cercetării, inovării și digitalizării. Ceche Otilă, ministru dezvoltării lucrurilor publice și administrației. Tanțăș Barna, ministru mediului, apelor și pădurilor. Eduard Novak, ministru tineretului și sportului. Închei prin a ura tuturor sărbători fericite, să ne vedem sănătoși și nouul an. Mulțumesc! Îi mulțumim domnului premier desemnat Florin Câțu și dați-mi voie să pornim dezbaterile. Am primit din partea grupurilor parlamentare lista deputaților și senatorilor propuși să ia cuvântul. Readuc aminte, timpul maxim alocat pentru grupurile parlamentare este pentru grupul parlamentar PSD 38 de minute, grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal 33 de minute, grupurile parlamentare USR Plus 20 de minute, grupurile parlamentare AUR 11 minute, grupurile parlamentare UDMR 8 minute, grupul parlamentar al minorităților naționale 4 minute, vorbitorii vor fi invitați la cuvânt, acolo unde există mai mulți vorbitori din partea unui grup, evident, ei vor lua cuvântul când le va veni rândul. Din partea grupului parlamentar PSD, îi dau cuvântul domnului deputat Ion Marcel Ciolac.
Doamna președintă a Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, stimați colegi, domnule Orban, ați pierdut alegerile. Românii v-au trimis acasă. V-au trimis acasă pentru că le-a spus în pericol sănătatea, viața, locurile de muncă și educația copiilor. V-au trimis acasă pentru că ați mințit, pentru că v-ați bătut joc de o țară întreagă. Dar, domnule Orban, nu ați înțeles nimic. În loc să plecați acasă, v-ați da mâna pe sub masă în goana voastră după ciolan. De 2 săptămâni, românii vă privesc siderați cum vă sfâșiați între voi. Nu pentru ca românii să aibă o viață mai bună, cum de altfel le-ați promis, ci pentru scaunele voastre, pentru bani și pentru putere. De aceea v-a spus un premier de paie să nu vă încurce cumva planurile. Cred că până și mocheta din birou v-au ales-o ei, domnule Câțu. Nimic pentru români. Totul pentru voi. Domnule Orban Câțu, ați venit astăzi în Parlament cu 3 liste de interese. Nu cu un guvern cum să scoată România din criza sanitară, în care, culmea, toți voi ați aruncat-o. Nu cu un guvern care să rezolve criza economică. Culmea, pe care tot voi ați provocat-o. Nu aveți nicio soluție în programul de guvernare. Nici o măsură pentru viața românilor, nici o reformă. Ați venit doar să prăduiți cât de mult puteți. Să privatizați sănătatea, să creșteți taxele, să vindeți companiile românești, să omorâți agricultorii români. Acest guvern este deja născut mort. Știți că veți pleca foarte repede și de aici disperarea voastră de a vă pune pe funcții în creierii nopții. PSD nu va vota niciodată un astfel de guvern. Sunteți o rușine națională. Românii mai au un singur aliat în Parlamentul României, Partidul Social-Democrat. Vom rămâne alături de români. Le vom apăra drepturile, ne vom bate cu voi în comisii, în plen, pe tot terenul. Domnule Orban, țineți minte ce vă zic astăzi, aici, în Parlamentul României. A sperat să vă salvați, dar de-abia acum începe cel mai negru coșmar pe care l-ați avut vreodată. Din partea grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, îi dau cuvântul domnului deputat Gabriel Andronache. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Anca Dana Dragu, președinte al Senatului, domnule Ludovic Orban, președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor senatori și deputați, domnule prim-ministru desemnat Florin Câțu, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, senatori și deputați, pentru mobilizarea exemplară de care am dat dovadă în ultimele 3 zile la nivelul Camerei Deputaților și Senatului.
Prin efortul dumneavoastră, România are astăzi un parlament nou, cu structuri funcționale și până la finalul zilei vom avea și un guvern învestit, legitim, cu puteri depline, susținut de o majoritate parlamentară responsabilă care să continue implementarea măsurilor benefice pentru România. Doamnelor și domnilor, constituirea noului parlament și investitura noului guvern vin în contextul în care România continuă să traverseze una dintre cele mai dificile crize sanitare și economice din ultimele decenii. Cred că suntem cu toții de acord că misiunea viitorului guvern nu va fi deloc una ușoară, în condițiile în care presiunea asupra sistemului sanitar este una fără precedent, iar efectele negative din economie sunt tot mai accentuate. De aceea, investirea guvernului prin aplicarea unei proceduri parlamentare rapide este un semnal de responsabilitate politică pe care am convingerea că românii îl vor aprecia. Actuala criză sanitară și economică nu va trece odată cu votul de astăzi. Pentru acest motiv, acțiunile viitorului Parlament și mai ales ale viitorului executiv trebuie să se concentreze prioritar pe următoarele acțiuni. Continuarea eforturilor pentru limitarea răspândirii pandemiei, susținerea puternică a sistemului sanitar, gestionarea campaniei de vaccinare care va demara în următoarele zile, implementarea măsurilor de relansare economică, protejarea locurilor de muncă și susținerea operatorilor economici aflați în dificultate. Doamnelor și domnilor, mă bucur să constat că guvernul pe care îl vom investi astăzi ne propune unul dintre cele mai curajoase programe de guvernare din ultimii 30 de ani. Centrat pe accelerarea dezvoltării României în următorii 4 ani, pe reformarea marilor sisteme publice și pe creșterea reală a veniturilor populației. Acest program continuă reforma începută de guvernul Orban în noiembrie 2019. Cunoaștem cu toții că prin eforturile președintelui României, țara noastră a obținut șansa unei finanțări de peste 80 de miliarde de euro în următorii ani. Este o oportunitate uriașă pe care nu trebuie să o ratăm. Știm cu toții că Uniunea Europeană nu ne-a dat un cec în alb și că acești bani trebuie utilizați rapid, corect, pe proiecte mature și utile. Toate proiectele trebuie să contribuie rapid la creșterea standardului de viață al populației. Românii au așteptat prea mult să aibă o viață la fel ca în Occident. De aceea avem toată încrederea că echipa de miniștri investită, o echipă dominată de profesionalism și dorință de muncă, va acționa imediat astfel încât fiecare euro pus la dispoziția țării noastre să fie valorificat pentru dezvoltarea și modernizarea României. Aș vrea să subliniez faptul că obiectivele de dezvoltare ale viitorului guvern vor fi subsumate creșterii nivelului de trai al românilor, fie că vorbim despre pensionari, angajați, persoane vulnerabile, fermieri sau antreprenori. Am certitudinea că guvernul nou investit va reuși să-și îndeplinească obiectivele de guvernare și românii să resimtă în mod real o creștere a calității vieții. Creșterea bunăstării oamenilor va genera cu siguranță încrederea românilor în acțiunile guvernului și ale Parlamentului. În acest sens, am toată încrederea că noul guvern va fi susținut în demersurile sale de Parlament, nu numai de majoritatea parlamentară PNL, USR+, UDMR, minorități naționale, ci și de parlamentarii responsabili din celelalte partide, mai ales atunci când în joc vor fi interesele majore ale României. Le urez succes domnului prim-ministru Florin Câțu și întregii echipe guvernamentale și am convingerea că votul de astăzi va rămâne în istoria Parlamentului ca un vot pentru dezvoltarea României și pentru normalitate. Vă mulțumesc, stimați colegi.
Din partea grupurilor parlamentare USR Plus, îi dau cuvântul domnului deputat Liviu Ionuț Moșteanu. Doamnelor și domnilor, România se schimbă. În urmă cu 4 ani la ședința de investire a guvernului Grindeanu, sus la tribună stăteau Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Unul din ei la închisoare, altul este trimis în judecată. România se schimbă. În primele bănci îi vedeam pe Florin Iordache, Eugen Nicolicea, Cătălin Rădulescu sau Șerban Nicolae. Astăzi au dispărut și văd fețe noi, fețe care îmi inspiră încredere în viitor. Noi, în schimb, cei care am luptat 4 ani pentru legi corecte și pentru fără penali, suntem aici. Și de data asta nu mai strigăm din opoziție. A venit momentul să guvernăm România, să arătăm că putem construi, să facem și aici, domnilor, un parlament în care legile bune să nu mai stea blocate în sertare. V-am forțat în ultimii 4 ani să vă schimbați. Recunosc asta și văd asta. Deși văd că încă mai aveți proaste obiceiuri, încă mai validați parlamentari cu probleme penale. Sper să vă schimbați mai repede, în binele României. Noi, cei 80 de parlamentari ai USR Plus, suntem aici pentru că românii au decis că nu mai merge politica așa cum a mers 30 de ani. Suntem singurul partid care a înregistrat de la un mandat la altul o creștere semnificativă și le mulțumesc românilor care au avut încredere în noi. Am ajuns aici pentru că n-am uitat nicio secundă de unde am plecat, care e mandatul și numele cui ni-l exercităm. Suntem aici pentru că Stelian Ion s-a bătut cu armata lui Dragnea în acest parlament, da. Da, domnilor, cu acei oameni de care până și vouă vă este rușine și i-ați scos de pe listele parlamentare. Suntem aici pentru că avem printre noi oameni care nu ezită să renunțe la beneficii majore la Bruxelles ca să vină înapoi la o muncă grea în administrația națională. Îi mulțumesc lui Cristi Ghinea pentru altruism. Suntem aici pentru că al nostru coleg Cătălin Drulă a lăsat acum 5 ani de zile cariera într-o multinațională pentru că nu voia doar să vorbească de autostrăzi, ci să pună mâna la construcția lor. Suntem aici pentru că Vlad Voiculescu nu a renunțat nicio clipă să se lupte pentru ce s-a luptat dintotdeauna, un sistem de sănătate care vindecă, nu îmbolnăvește. Pentru spitale în care românii să se ducă cu speranță, nu cu frică. Și suntem aici, doamnelor și domnilor, pentru că în ultimii 4 ani Claudiu Năsui a promovat din Parlament mai multe legi pentru debirocratizare și va continua ca ministru această misiune, va continua să fie un partener real al antreprenorilor și al investitorilor. Suntem aici pentru că am fost și vom rămâne partidul care se uită întotdeauna spre viitor, care nu ratează oportunități și care știe încotro bate vântul dezvoltării unei națiuni moderne. Viitorul ministru Ciprian Teleman se va asigura că ținem pasul cu vremurile. Și suntem aici, doamnelor și domnilor, pentru că Dan Barna a stat mii de ore în stradă pentru a coordona proiectul fără penali, care unora le provoacă frisoane. Tot Dan Barna este cel care ne-a ținut împreună și de la un partid de câteva sute de oameni. Suntem acum o alianță cu câteva 10.000 și mergem la guvernare. Știm că e greu, știm că presiunea sugativelor de bugete publice e foarte mare. Știm asta. Știm că nu vor asista pasiv la reforme fără să se zbată pentru a le opri. Știm că există rezistență la schimbare, știm că există inerție și că statul este parazitat de 30 de ani de tot felul de clienți, prieteni și rude. Știm toate astea și tocmai pentru că le știm, am decis să intrăm la guvernare și să facem lucrurile altfel. Avem un program solid pe care să-l implementăm cu încăpățânare și inteligență, domnilor și doamnelor, astfel încât la final să lăsăm în urmă o țară mai bună, o țară ca afară. Și spre final un cuvânt despre partenerii de coaliție.
Dragi colegi de la PNL și UDMR, munca excepțională pe care am depus-o împreună la programul de guvernare arată că putem lucra nemaipomenit de bine împreună. Atunci când avem aceeași preocupare, binele acestei țări. Vă asigur, doamnelor și domnilor, colegi parteneri de coaliție, de tot suportul nostru, vă asigur că vom fi parteneri loiali și vom lucra împreună, umăr la umăr, să implementăm fiecare linie din programul de guvernare. Astăzi votăm cu încredere un guvern care are o responsabilitate enormă, un guvern de care se leagă toate speranțele românilor într-o perioadă complicată pentru fiecare dintre noi. Avem o misiune clară, să reconstruim România cu bani europeni. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență vom introduce reforme clare, trasabile, care să consolideze economia și să-i ajute pe cei loviți de criză. Sunt mulți bani, sunt bani care trebuie dați pentru reforme, nu pentru cârpeli cum s-au dat 30 de ani. Avem o șansă istorică să dezvoltăm România prin aceste fonduri și trebuie să profităm de asta. E o șansă uriașă pentru modernizarea țării și nu o vom rata. Dragi colegi, avem toată încrederea că împreună vom face o Românie din care niciun român să nu mai vrea să plece. Mulțumesc! Îl invit la microfon din partea grupurilor parlamentare AUR pe domnul deputat George Nicolae Simion. Capul lui Mihai Viteazu de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas așa de mică. Și câmpia Turzii tristă îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului măriei tale. Mesajul meu de astăzi este pentru poporul român, ca să știe. Restaurantele din Parlament sunt deschise. Tot sectorul Horeca trebuie deschis. Nu acceptați așa ceva. Voi, popor român, sunteți amendați dacă purtați masca un pic mai în stânga sau un pic mai în dreapta, sunteți amenințați, sunteți bătuți, iar aici, în Parlament, la două noaptea, se vota conducerea camerei total abuziv și stăteau unii lângă alții ca hienele gata să atace ciolanul. Nu mai acceptați, popor român, ce vi se servește. Părinții și bunicii noștri ne-au lăsat o țară fără datorii. Astăzi am ajuns să ne împrumutăm cu 1 miliard pe oră. Îi mulțumim domnului Câțu pentru acest lucru. Popor român, este timpul să redeschidem școlile. Asta cerem noului guvern. Sunt sute de mii de profesori, sunt sute de mii de părinți. Este în joc viitorul copiilor noștri. Redeschideți școlile pentru a avea un viitor. Știm, domnule deputat, că este vacanță, dar după 10 ianuarie redeschideți școlile, că și dumneavoastră sunteți părinte, știm foarte bine. Și acum vreau să spun românilor, de ce toată graba asta? De ce, în ciuda regulamentului Camerei Deputaților, a trebuit votat pe repede înainte acest guvern, toate comisiile să aibă mașini, secretare, funcții, salarii din banii voștri, popor român. Miza cea mare este bugetul pe care și l-au împărțit și l-au negociat până în ultima secundă. Banii voștri, a fiecăruia dintre voi, banii voștri împărțiți și România împărțită, România
ca o pradă. Vă doare, știu, știu că vă doare. Să vă doară. O să vă doară din ce în ce mai rău. Trebuie să vă doară. Și dacă popor român, refuzați să mai plătiți biruri, refuzați pe cât posibil să mai plătiți taxe, luați legătura cu țăranii români și cumpărați direct de la ei. Oricum ne vor îndatora cât de mult pot ei. Oricum banii voștri o să ajungă să fie furați. Nu mai plătiți biruri, nu mai acceptați, luptați-vă și redeschideți afacerile. Redeschidem împreună școlile. Și încă ceva, nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii și intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul, oare unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Din partea grupurilor parlamentare ale UDMR, îl invit pe domnul deputat Cioma Boton. Stimată doamnă președinte al Senatului, stimate domnule președinte al Camerei, domnule prim-ministru desemnat, stimați miniștri desemnați, doamnelor și domnilor deputați și senatori. Alegerile parlamentare au arătat că două treimi din cetățenii României nu sunt de acord cu modul în care se face politică în România. Nu s-au prezentat la alegeri. Aproape 70% din cetățeni consideră că nu merită să voteze un partid sau altul, pentru că niciunul dintre acestea nu le-a oferit o viziune compatibilă cu așteptările lor. Stimați colegi, oamenii s-au săturat de demagogie și scandal. Așteaptă măsuri concrete care să le îmbunătățească viața de zi cu zi. Doamnelor și domnilor, în ultimii 8 ani, România a avut 12 guverne. Eu cred că acest lucru este un record negativ absolut. S-a creat o mare incertitudine în ceea ce privește viitorul acestei țări. Acest lucru a influențat viața tuturor cetățenilor și starea de instabilitate s-a resimțit în toată societatea. Această stare de incertitudine a fost accentuată și adâncită de către epidemia de coronavirus, ceea ce a dus la scăderea încrederii cetățenilor în statul român și abilitatea sa de a gestiona situația în interesul cetățenilor. Doamnelor și domnilor deputați, avem nevoie de stabilitate politică pentru a redobândi capacitățile de răspuns la criza sanitară și economică cu care ne confruntăm. Avem nevoie de un guvern stabil, bine consolidat, pentru a putea reda oamenilor încrederea că există un viitor mai bun pentru ei în România. Avem nevoie de un guvern care este atent la nevoile tuturor comunităților din România și nu consideră minoritățile naționale ca fiind un pericol pentru siguranța națională. Stimați colegi, pot să vă asigur că nu stăm la colțul străzii sau în alte locuri ascunse să conspirăm împotriva României. Nu dorim niciun rău acestei țări și noi, maghiarii din această țară, vrem să contribuim la dezvoltarea României. Păstrarea identității etnice nu trebuie să reprezinte nici de cum un risc la adresa securității naționale. Stimați colegi, rezultatele alegerilor parlamentare au oferit șansa pentru 3 partide pro-europene, de centru-dreapta,
de a forma o coaliție de guvernare, șansa de a oferi cetățenilor un alt fel de a face politică, șansa de a dovedi că se poate și mai bine în România. UDMR face parte din această coaliție și am contribuit din plin la elaborarea programului de guvernare. Astfel ne asigurăm că acest guvern va avea în vedere toate măsurile necesare pentru a depăși pe termen scurt această criză sanitară prin anchete epidemiologice eficiente menite să salveze viețile oamenilor și desigur să redeschidă școlile pentru elevii din ciclul primar, respectiv din clasele 8 și 12, pentru cei aflați înaintea examenelor. Pe termen mediu și lung, acest guvern va trebui să consolideze economia, să reașeze România pe drumul normalității, cu un trend de creștere economică, prin crearea de noi locuri de muncă, prin susținerea mediului de afaceri și prin predictibilitate fiscală pentru antreprenori. Programul de guvernare conține și un capitol specific referitor la minoritățile naționale, ceea ce ne oferă posibilitatea de a rezolva unele datorii vechi ale statului român. O lege care să reglementeze clar statutul minorităților în România și asigurarea păstrării identității și culturii minorităților naționale. Stimați colegi, am propus în acest guvern oameni de calitate, serioși, adevărați profesioniști, pentru a duce la îndeplinire acest program de guvernare. Oameni care vor asigura acel nivel de transparență și eficiență de care avem nevoie pentru a debloca starea de incertitudine în care ne aflăm. Oameni care vor contribui la soluționarea crizei sanitare și care vor ajuta la crearea de noi locuri de muncă în România. Doamnelor și domnilor, ne-am asumat alături de PNL și USR Plus această guvernare pentru că suntem convinși că a venit momentul ca în România să se producă o schimbare de perspectivă. Facem parte din acest guvern pentru că ne propunem să dovedim că împreună putem crea un viitor mai bun pentru toți cetățenii României, indiferent de etnie. Pentru toate acestea, eu urez succes noului guvern al României și vă spun că UDMR va vota acest guvern. Mulțumesc! În continuare, îi dau cuvântul domnului deputat Varujan Pambukcian din partea grupului parlamentar al minorităților naționale. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte a Senatului, domnilor prim-ministru și miniștri desemnați, stimați colegi. Mă gândeam, văzând, ascultând discursurile de dinainte, de câte ori am asistat până acum la un moment similar, de câte ori am văzut același entuziasm de început și mă gândeam prin ce diferă momentul ăsta. Momentul ăsta diferă prin două tipuri de conjuncturi care arată cu totul altfel. Una care ține de termenul scurt și care este legată de pandemie și de situația economică de după pandemie și una care poate că nu este observată deloc acum, și care ține de termenul mediu, de deceniul în care intrăm, și care va arăta cu totul altfel decât tot ce am întâlnit până acum. Un guvern care se instalează acum este obligat, dacă vrea să reziste mai mult de câteva luni, să aibă în vedere ambele perspective, adică să poată aborda corect și mulțumitor pentru oameni problema pandemiei
să poată aborda corect și mulțumitor pentru oameni problema economică de după pandemie și mai ales să-și mențină stabilitatea și coeziunea internă. Noi vom vota acest guvern în speranța că aceste obiective pe termen scurt se vor împlini. După care vine termenul lung, ăla al deceniului în care intrăm, un deceniu în care povestea aia cu investiții în locuri de muncă se încheie, pentru că intrăm într-un deceniu al sfârșitului lonului, cu spaima că România are o economie aproape în totalitate de lon, un deceniu în care se trasează, deja se prefigurează lucrul ăsta în toată Europa, un nou fel de relaționare între regiuni, bazat mult mai mult pe afinitățile culturale decât până acum și care mă îngrijorează atunci când mă gândesc la România, și un deceniu în care, și ăsta este un lucru iarăși îngrijorător, sudul României va intra într-un proces accelerat de deșertificare. Și lucrurile astea trebuie abordate tot din guvernarea asta. Eu îmi doresc foarte mult, chiar îmi doresc sincer și foarte mult, ca dumneavoastră să le puteți aborda corect și mulțumitor pentru oameni. Și de aceea, acum la început, vă acordăm toată încrederea noastră cu un singur lucru care nu se va întâmpla din punctul de vedere al grupului parlamentar al minorităților naționale niciodată. Și spun asta pentru că am mai trecut prin așa ceva odată. Niciodată nu vom vota reduceri ale veniturilor oamenilor. Astea sunt lucruri foarte clare pe care le spunem de la bun început. Vă acordăm încrederea noastră și sperăm ca ea să nu fie înșelată. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul în continuare din partea grupurilor parlamentare PSD, domnului deputat Sorin Mihai Grindeanu. Onorat prezidiu, stimați colegi, probabil că dacă s-ar fi organizat un concurs pentru a stabili persoana care întruchipează cea mai proastă variantă posibilă de prim-ministru pentru România, cu siguranță Florin Vasile Câțu ar fi câștigat detașat. Cum să propui prim-ministru în plină pandemie pe cel care consideră că sănătatea nu este o prioritate pentru țara noastră? Cum să susții prim-ministru în vârful pandemiei exact pe cel care a tăiat cu 22% bugetul sănătății chiar în momentul în care a izbucnit pandemia în România? Vă spun cu toată sinceritatea, nici dacă v-ați fi străduit să găsiți cea mai rea variantă de premier, nu v-ar fi reușit atât de bine. Îmi amintesc perioada 2016-2019. Văd aici în sală am rugămintea să lăsați vorbitorul să exprime. O parte dintre cei care ne atacau atunci cu acea marotă: România crește pe datorie.
Vă mai amintiți? E absolut incredibil să vă văd acum, aceiași oameni de atunci, că sunteți gata să-i dați votul celui care a făcut posibil ca România să scadă pe datorie. Și nu orice datorie, ci una uriașă, cât Casa Poporului în care ne aflăm. 30 de miliarde în ultimele 13 luni, adică 77 de milioane de euro în fiecare zi, respectiv 1000 de euro pe secundă. Într-un singur an, domnul Câțu ne-a îndatorat pentru următorii 30 de ani, cel puțin. Într-un singur an, cel pe care vreți să-l puneți premier a îndatorat România cât alții în 20 de ani. Este un adevărat record pe care nu cred că îl va mai atinge cineva. M-am uitat pe programul dumneavoastră de guvernare pe care l-ați depus azi în Parlament. Există un fir roșu în acest program. Și anume, vindeți tot! Asta este esența programului vostru. Vindeți sănătatea, vindeți companiile de stat, vindeți operațiunile Ministerului de Finanțe. Mai pe scurt, v-ați propus să vindeți România cu tot cu ardeal, cum zicea domnul Iohannis. O altă mare păcăleală care rezultă din programul de guvernare este aceea privind salariul minim. Mă uit la colegii de la USR Plus. Cât de perversă trebuie să fie această coaliție a pierzătorilor dacă cei care promiteau în campanie taxe zero pe salariu minim au ajuns să-l susțină în funcția de premier exact pe cel care spunea în 2014, citez, este o măsură antisocială, distructivă pentru economie. Am încheiat citatul. Stimați colegi de la USR Plus, vă începeți guvernarea cu o mare țeapă dată celor care v-au votat. În loc de taxele zero pe salariu minim pe care le-ați promis în campanie, le dați românilor un studiu de impact. Adică le spuneți celor care v-au votat că veți face un studiu ca să vedeți dacă ceea ce ați promis poate fi aplicat. Asta ne arată cât de amatori sunt cei care vor veni acum la guvernare. Întâi promit, iau voturi și abia apoi analizează dacă pot face ceea ce au promis. Textul pe care l-ați scris în program este doar o nouă păcăleală. Spuneți că începeți studiul în 2022 și că studiul va dura 2 ani, adică până în 2024. Păi în 2024 se termină guvernarea, stimați parlamentari USR Plus. Și mai scrie și negru pe alb că nu veți respecta promisiunea dacă aplicarea ei înseamnă depășirea unui deficit bugetar de 3%. Este deci o mare păcăleală, o minciună, pentru că aplicarea ei conduce în mod sigur la un deficit mai mare de 3%. Nu e nevoie să faceți niciun studiu de impact. E suficient să calculați. Taxe zero pe salariu minim, așa cum ați promis, înseamnă taxe zero pe primii 2230 de lei din toate salariile din România, adică inclusiv la salariile mari și foarte mari. Asta înseamnă, în mod sigur, falimentarea bugetului de pensii și a bugetului asigurărilor de sănătate. Stimați parlamentari USR Plus, ori sunteți cei mai mincinoși și populiști
dintre politicieni, ori aveți cei mai proști economiști. Ori ați știut de la bun început că nu se poate face ceea ce ați promis, ori habar n-ați avut de implicațiile catastrofale pentru economie, ce implicații are o asemenea promisiune. Stimați colegi din această coaliție de conjunctură, vă avertizăm acum, la început de guvernare, să nu vă bateți joc de salariații din România. Să nu vă imaginați că dacă veți ruina economia și salariile românilor, veți rămâne nepedepsiți. V-ați început mandatele cu o bătaie pe ciolan exact ca în guvernarea CDR. Unii din PNL își mai amintesc probabil cât de aspră a fost sancțiunea populară pentru acea guvernare catastrofală. Erați parteneri cu cei de la PNCCD care nu au mai intrat în Parlament în 2000. Tot așa s-a întâmplat și cu un alt mare decident care a tăiat salariile cu 25%, iar acum partidul său nu a mai trecut pragul. Deci, vă atragem atenția să nu vă jucați cu focul, nu vă bateți joc de salariații români. Deja le-ați pus în pericol locurile de muncă. Cu același domn Câțu la finanțe, România a fost codașa Europei la procentul din PIB alocat pentru susținerea economiei naționale în fața pandemiei. Cu același domn Câțu pe care vreți să-l puneți premier, România a fost devansată la acest capitol de țări precum Congo, Kenya și Trinidad Tobago. Aceasta este performanța celui pe care vreți să-l puneți prim-ministru. Știu că îl veți vota, Ciolanu e mai aproape decât viitoarele alegeri, dar veți plăti politic foarte scump decizia de azi. Cu acest vot vă veți începe propria sinucidere politică, iar noi vă urăm mult, mult succes în acest demers. Îl invit la cuvânt din partea grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal pe domnul senator Virgil Guran. Altă întrebare. Stimată doamnă președinte, stimate domnule președinte, stimate prim-ministru desemnat, dragi colegi, am asistat și am fost atent la lecțiile de guvernare primite de la opoziție. Dumnezeu, avem memoria atât de scurtă? Chiar uităm mandatul dumneavoastră? Uităm prin ce v-ați evidențiat? Da, este adevărat. Este adevărat. Ați fost unici la un moment dat. Ați fost unicii oameni care ați condus România, care ați reușit să faceți moțiune împotriva propriului guvern. Dar și aici a existat o problemă, că unii mi-aduc aminte care ne dau lecții s-au încuiat prin guvern pe acolo și nu mai voiau să iasă. Ați uitat că ați avut-o pe Viorica Dăncilă prim-ministru? Și veniți să faceți concursuri în momentul de față ce prim-ministru e mai bun. Eu cred că mai bine am vorbit despre ce avem de făcut în România. Și credeți-mă că în momentul în care am venit la guvernare anul trecut, lucrurile erau încurcate. Și nu erau încurcate de noi, erau încurcate de dumneavoastră. Și cu toate criticile aduse de dumneavoastră,
cu toate că nu aveam o majoritate în Parlament, cu toate că a intervenit pandemia, vă spun cu toată sinceritatea și un om de bun simț o recunoaște, guvernul Orban a gestionat bine aceste momente. Aud în acest moment critici la adresa Alianței. Tot aud termenul de ciolan. Păi dacă a face o alianță, dacă a face o alianță înseamnă ciolan, păi credeți-mă că dumneavoastră ați guvernat cel mai mult, deci a stat cel mai mult la ciolan dumneavoastră. Reveniți-vă cu memoria. În același timp, vă spun ceva, avem o perioadă grea, din păcate cea mai grea perioadă de după război până în prezent. Sunt lucruri mari de realizat. În afară de a critica, n-am văzut idei bune venite de la dumneavoastră. Totul nu este bine făcut, dar nici o idee, nici un lucru concret pe care îl prezentați. Credeți-mă că dacă analizăm puțin ce s-a făcut, și vă dau un singur exemplu. Anul trecut, cu toate că a fost pandemie, s-au realizat peste 90 de kilometri de autostradă. Pe timpul creșterilor economice generate de dumneavoastră, cel mai mult 58 de kilometri. Și vă mai dau un exemplu, pentru că lucrurile realizate rămân, indiferent de critici, și oamenii pot să le vadă, românii pot să le vadă cu adevărat. Dacă cele mai multe contracte semnate vreodată de către Ministerul Transportului au fost cele, dacă nu mă înșel, în 2011, de 1.200.000 de euro, să știți că anul acesta, în pandemie, anul acesta, când toți spuneți dumneavoastră că nu știți unde sunt banii, vă spun clar, s-au semnat contracte de 8 miliarde de euro. Niciodată nu s-a realizat acest lucru. Și acest lucru o să se observe în viitor. Venim în fața dumneavoastră cu un guvern și un guvern care își asumă o perioadă grea. Nu facem cum ați făcut dumneavoastră. Sincer să fiu, aveți strategi buni. De fiecare dată, înainte cu un an de alegeri, ați ieșit, ați criticat și ați păcălit românii și v-au votat din nou. Și vă anunț ceva, domnul Ciolacu. Să știți că sunteți în opoziție, conform Constituției. Conform Constituției. Deci noi am realizat o majoritate. Nu vă întrebați dumneavoastră de ce niciun partid n-a vrut să se alieze cu dumneavoastră? Puneți-vă această întrebare care este de bun simț și după aceea poate înțelegeți. Venim în fața dumneavoastră cu un guvern care va face lucruri foarte bune în România. Un guvern care are curajul să se asume în aceste momente foarte grele conducerea țării. Le dorim succes, îi votăm, suntem lângă ei și sunt convins că vom face lucruri bune. Doamne ajută! Îl invit în continuare, din partea grupurilor parlamentare USR Plus, pe domnul senator Radu Mihai Mihaili. Bineînțeles. Doamnelor și domnilor, este o ipocrizie incredibilă ca primul vorbitor din Senat să fie avut curajul să ne dea lecții nouă USR Plus în condițiile în care a fost numit prim-ministru pentru a-i pune pe tavă lui Dragnea ordonanța 13, noaptea ca hoții. Nu uităm, domnule senator, că ne-ați scos în stradă
împreună cu 600.000 de români să apărăm statul de drept. Am ajuns să fim criticați că dorim să implementăm de o manieră sustenabilă o măsură care va crește salariile și va schimba viața a milioane de români. Români pe care în prezent îi taxați încă de la primul leu pe care îl câștigă. Pe de altă parte, sunt foarte, foarte bucuros că acum primul vorbitor reprezintă un partid care nu numai că este în opoziție, dar va sta în opoziție foarte, foarte mulți ani. USR Plus a intrat în viața parlamentară în 2016 cu sprijinul susținut al oamenilor din diaspora. Diaspora ne-a arătat din nou încredere acum în 2020. Astăzi, USR Plus este în măsură să vină împreună cu partenerii din coaliție în fața românilor și în special în fața celor din diaspora cu o propunere de guvern capabil să construiască ceea ce așteaptă compatrioții noștri de pretutindeni, și anume o țară ca afară. O Românie funcțională, de unde să nu fii silit să pleci cum i-ați silit dumneavoastră să o facă, și mai mult, o Românie în care să poți și să vrei să te întorci. Am dat astăzi cu majorități confortabile avize pozitive în comisii pentru miniștrii noului guvern. Un guvern de coaliție și o coaliție de guvernare care va avea momente foarte dificile, pentru că sarcina este grea. Să conducem țara printr-una dintre cele mai mari crize de sănătate din istoria modernă și mai ales să o facem să renască la finalul acestei crize. Această coaliție va trebui să construiască spitalele pe care alții le-au promis, dar nu le-au construit. Sănătatea este în acest moment o prioritate din cauza pandemiei, o prioritate care nu a făcut decât să scoată din nou la iveală, dacă mai era nevoie, cât de importantă este gestionarea cu onestitate și corectitudine a banului public, în interesul oamenilor, în interesul pacienților. Și sunt sigur că noul ministru, Vlad Voiculescu, va reuși să gestioneze cu pricepere resursele pe care le avem, astfel încât să trecem de această pandemie și apoi să reformeze întregul sistem de sănătate din România, punând pacientul în centrul actului medical. Această coaliție de guvernământ va trebui să redea oamenilor încrederea în sistemul de justiție după asediul neîntrerupt de 3 ani a celor care au vrut să facă din România paradisul infractorilor și al hoților din banii publici. Ministrul de Justiție va trebui să repună în mâna justiției atât balanța cât și spada și să demonstreze că legile sunt făcute pentru a apăra cetățenii onești și nu pentru a acoperi furtul din banul public sau a apăra pe cei care fac din interesul propriu prioritatea absolută. Și știți despre ce vorbesc. Trebuie să eliberăm cât mai repede justiția de presiunea la care este supusă prin instituții artificiale pe care le-ați inventat și de legi care frizează absurdul pe care ați încercat să ni le băgați pe gât. Dar oamenii din stradă nu v-au lăsat să o faceți. Eu știu că Stelian Ion, noul ministru al justiției, se va asigura că legile strâmbe ale erei Iordache vor fi îndreptate. Am avizat astăzi un nou ministru al transporturilor, care va avea o misiune grea și el, să demareze, să supervizeze un program susținut de construire de infrastructură rutieră și feroviară. Știm asta. Dar este un nou ministru al transporturilor care va colabora strâns cu noul ministru al fondurilor europene, astfel încât miliardele de euro din fonduri care sunt destinate infrastructurii să nu mai rămână necheltuite din cauza că nu reușim să scriem corect proiecte, că nu avem competențe, fie că e vorba de autostrăzi, de modernizarea de căi ferate, de poduri sau de reabilitarea de drumuri. Am avizat astăzi un nou ministru pentru inovare și digitalizare. Actuala pandemie a arătat că în acest moment o țară modernă nu poate funcționa fără specialiști în domeniul IT și că dacă rămânem la pix,
cum vă place foarte mult, inclusiv în această instituție, dacă nu la hârtie și la ștampilă pe care le iubiți, o țară întreagă se sufocă. Trebuie să digitalizăm rapid tot ce înseamnă administrație publică și să facem ca orice poate fi la un click distanță, chiar să fie la un click distanță. Astăzi propunem un program și un guvern pentru care diaspora este ridicată la nivelul de importanță pe care îl merită. Un guvern în care ministerele cu impact, externele, internele, munca, educația, vor avea sus pe agendă interesul pentru nevoilor românilor obligați să trăiască în afara țării și vor avea sus pe agendă modul în care îi pot sprijini să se întoarcă în țară în condiții bune, ceea ce dumneavoastră n-ați făcut deloc. Acesta trebuie să fie un guvern al tuturor românilor, cum și noi trebuie să fim parlamentul tuturor românilor. Mă bucur foarte mult că Senatul României este condus pentru prima oară în istoria lui de 150 de ani de o femeie. Mă bucur când această funcție este ocupată de un finanțist recunoscut și respectat. Este încurajator într-o perioadă de criză economică să vezi că și prim-ministrul este expert în finanțe, pentru că este un semn clar că lucrurile se așează pe făgașul unei normalități. Doamnelor și domnilor deputați, senatori, rugămintea mea este să ne respectăm și să permitem vorbitorului să se exprime fără să fie permanent tracasat de comentarii huiduieli. Chiar vă rog, lucrul ăsta e valabil pentru toți. Vă ascultăm, domnul senator. Așa cum vă spuneam, este un semn clar că suntem pe făgașul unei normalități a competenței recunoscute la care acum câțiva ani doar puteam visa. Această schimbare a fost posibilă pentru că românii au refuzat să mai stea deoparte, să întoarcă privirea în cealaltă parte și să-și accepte soarta. Oamenii s-au săturat să vadă cum unii doar schimbau guverne fără să schimbe modul în care era guvernată țara. Să schimb guvernul e ușor și ați schimbat nenumărate, inclusiv pe ale voastre. Să schimb guvernarea, iată adevărata provocare a noilor miniștri și îi vom sprijini pentru ca transformarea României să se întâmple cu adevărat. Succes noului guvern și noului cabinet. Mulțumesc! Urmează la cuvânt doamna senator Gabriela Firea din partea grupurilor parlamentare PSD. Doamnă președinte a Senatului, domnule președinte, stimați colegi, dați-mi voie să încep acest scurt discurs cu o remarcă, cu o observație pe care sunt convinsă că ați făcut-o și dumneavoastră. Este o observație pertinentă. În banca guvernului, mai bine spus în băncile guvernului, fiindcă avem două rânduri de bănci, există doar o doamnă. Nu cred că e o notă foarte bună. Pentru trei partide care au un discurs pro-european și înghesuită în spate, în rândul 2, și trimisă la muncă. Asta este, din păcate, situația. Repet, este o observație tristă pe care o fac. Sunt absolut convinsă că în cele trei partide de guvernământ existau doamne pregătite pentru a gestiona anumite domenii de activitate, dar e clar și un alt aspect, și anume că domnii de dreapta țin doamnele în backstage și se consideră tenori ai politicii. Vom vedea cât vor falsa la guvernare, că nu e așa, domnul dinainte se grăbea și noi ne grăbim pentru că sunt foarte multe promisiuni făcute și este normal să le dăm timp să guverneze. Numai așa vom face o comparație și un paralelism între tot ceea ce se spune înainte de a ajunge la guvernare și guvernarea propriu-zisă. Și mai știți că se spunea că de obicei bărbații își cer scuze pentru slăbiciunile pe care le au, iar doamnele își cer scuze pentru puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Aș vrea să știu și eu, și sunt convinsă că și mulți dintre dumneavoastră, când își vor cere scuze guvernanții față de copii, față de profesori, față de familii,
pentru tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă în pandemie cu domeniul educației. Vreau să fiu cât se poate de directă, într-un discurs civilizat. Ce le putem spune noi acum românilor care ne privesc, cum stăm umăr lângă umăr, la distanță foarte mică? Suntem în pandemie, ni s-a spus că nu deschidem școlile pentru că copiii națiunii se pot infecta și pot să transmită părinților, bunicilor. Dar ei se uită acum la noi, prin intermediul camerelor de luat vederi, și dumneavoastră sunteți părinți, și dumneavoastră sunteți profesori, unii dintre dumneavoastră. Când le vor cere guvernanții iertare copiilor din România, profesorilor, familiilor? Este o întrebare, cred, care, deși nerostită de mulți dintre dumneavoastră, rămâne valabilă, mai ales în contextul în care țări către care ne uităm, țări care sunt un exemplu pentru noi toți, nu? Avem Statele Unite, avem Marea Britanie, avem Germania, Franța, Italia, cu toții au realizat foarte multe cercetări științifice care au relevat faptul că la școală copiii s-au infectat foarte puțin spre deloc și nu au fost un pericol pentru familiile lor. Eu am înțeles și probabil și dumneavoastră că a fost comod pentru guvern să țină școlile închise, dar a fost dramatic pentru copii, pentru elevi. Vom plăti cu toții, și noi, și copiii și tinerii români, închiderea abruptă și nedreaptă a școlilor peste câțiva ani și nu foarte departe, când tinerii români vor fi dezavantajați pe piața muncii din Uniunea Europeană, pentru că ei nu au avut acces la educație în această perioadă și, din păcate, nici perspectiva nu este prea plăcută, nu este roz. Ne-a anunțat responsabilul cu vaccinarea că este posibil să se redeschidă școlile pe 1 aprilie. O cifră fatidică, aș spune. Sperăm să nu fie din nou o păcăleală, pentru că ni s-a transmis că trebuie să fie vaccinați mai întâi profesorii și pe urmă se redeschid școlile. Dar ce ne facem? Știți prea bine, sunt maximum 30-40% dintre profesori care au declarat că acceptă vaccinarea. Și nu se poate să impunem, pentru că nu permite nici Constituția și, dacă vreți, nici legile umanității. Nu poți să obligi pe cineva care nu dorește să se vaccineze. În final, ce doresc să transmit, tocmai pentru că, așa cum spuneam și nu glumeam, nu eram deloc ironică, nu trebuie să reținem prea mult echipa guvernamentală sub cupola Parlamentului, pentru că trebuie să aibă timp de plin să-și îndeplinească multele promisiuni guvernamentale. Vreau să-i rog să țină minte și cumva să le marcheze întreaga activitate pe viitor la guvern, ceea ce a afirmat Spiru Haret, un profesor, un cărturar, un reformator de școală românească. Mai mult decât atât, așa cum arată școala românească acum, așa va arăta țara românească mâine. Mulțumesc, Doamne ajută, Crăciun fericit! Îl invit să ia cuvântul pe domnul senator Claudiu Richard Târziu din partea grupurilor parlamentare AUR. Bună ziua, dragi colegi din camerele reunite. Sunt într-o ușoară stare de șoc, convingându-mă la fața locului după 3 zile de parlament asupra ceea ce, în calitate de simplu cetățean, dar și de gazetar aproape 3 decenii, bănuiam că se întâmplă în această onorabilă instituție. Formalismul dus la extrem, interesul
de grup și personal predomină, bătaia de joc la adresa alegătorilor, care nu sunt, mai ales cei care nu sunt din dreptul fiecărui parlamentar care evoluează pe scena asta a Parlamentului. Dragi, n-am nicio emoție, aș fi avut o emoție în condițiile în care mulți dintre dumneavoastră ar fi meritat un respect special. Din păcate, prin felul în care vă comportați, mai ales față de minoritatea parlamentară în opoziție, care este una singură și este alcătuită din parlamentarii AUR, nu-mi dați acest prilej. PSD s-a dovedit foarte bun critic de la această tribună. Are toate argumentele la el. Din păcate, se face la fel de vinovat pentru situația țării de azi, ca și guvernul PNL de până azi, ca și partidele care alcătuiesc arcul guvernamentar care ne cere astăzi un vot pentru un nou cabinet. N-am uitat, domnule Grindeanu, felul în care ați guvernat, nici dumneavoastră, nici colega Viorica Dăncilă, nici ceilalți care ați fost puși acolo de domnul Dragnea. N-am uitat și n-am iertat, pentru că nu avem voie să uităm și nici să iertăm. Noi am intrat în acest parlament tocmai ca o reacție la tot felul de porcării pe care le-au făcut guvernele pe care le-ați creditat, iar pe unele le-ați și dărâmat. Așa că mai încet cu critica pe scări, nu zic că nu aveți dreptate în cea mai mare parte, dar nu sunteți, nu aveți căderea morală să o faceți. Lăsați-ne pe noi să o facem și dacă vreți, susțineți-ne, da? Vi se pare că mai am emoții? Vă mai spun. Acum, despre ce s-a întâmplat în aceste zile, trei la număr, și mai ales despre ce s-a întâmplat astăzi. Spuneți că avem un nou cabinet. Nu vă cred. Un nou cabinet cere investitura pe baza unui program guvernamental. Un program de guvernare. Care este acel program? Pot să pun pariu cu dumneavoastră că nimeni din această sală, probabil că nici măcar cei din arcul guvernamental, nu sunt în stare, nu este în stare, am spus că nimeni, da? Să numească trei idei principale ale acestui program. Și de ce? Foarte simplu. Pentru că programul de guvernare ne-a ajuns pe ultima sută de metri, astăzi dimineață, în MAPE. Nu așa se face. Nu așa se face pentru că este în joc soarta țării, da? Structura guvernamentală este stufoasă ca să ajungă la toată lumea, să fie toată lumea mulțumită. Dar nu și românii să fie mulțumiți. De ce nu puteam avea mai puține ministere? E o întrebare la care nu vom putea obține un răspuns probabil. Dar de ce nu avem un minister al reîntregirii naționale? Bun. Nu avem un minister al reîntregirii naționale pentru că majoritatea parlamentară nu-și pune problema aceasta vitală pentru națiunea română. Dar de ce nu avem un minister al românilor de pretutindeni? Pentru că jumătate din țara asta este peste granițe. Se nasc mai mulți copii în comunitățile românești din afara statului român și se vor naște tot mai mulți și România va deveni preponderent diasporeană. Ne gândim la lucrurile astea? Nu ne gândim. Avem câțiva parlamentari care reprezintă diaspora. Trebuia să avem în mod proporțional. Trebuia să avem un minister. Nu avem. Nu ne interesează. Audierile din comisie au fost formale, cum am spus, grăbite și fără posibilitatea de a analiza programul de guvernare. Însă văd că în sală au fost voci care mai de care mai puternice și triumfaliste din partea arcului guvernamental.
Eu i-aș sfătui pe colegii din coaliția de guvernare, ca și pe cei care vor să ocupe posturi ministeriale, împreună cu președintele statului, domnul Klaus Iohannis, să mai aștepte nițel, să nu se bucure prea devreme. Grupurile parlamentare AUR vor sesiza Curtea Constituțională asupra faptului că formal nu au fost îndeplinite procedurile legale pentru învestirea acestui guvern. De aceea vă rog să așteptați decizia Curții Constituționale. Dacă va fi favorabilă dumneavoastră, vă urez un singur lucru, guvernului. Cădere ușoară. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului senator Vasile Dâncu din partea grupului parlamentar PSD. Vă rog, domnule senator. Doamnă președinte, domnule președinte de ședință lipsă, sunt profesor de retorică, dar mi se pare că situația este atât de gravă încât nu e cazul să facem retorică și nu chiar să plângem, neavând programul de guvernare la dispoziție decât cu câteva ore înainte. Am studiat retorica și poetica din jurul acestui program de guvernare. Am auzit un lucru foarte interesant spus de unul din președinții coaliției de guvernare, acela că nu mergem în această guvernare cu un entuziasm năuc. Mi-a plăcut mult această frază și aș putea să spun de la început, studiind și sondajele de opinie, că nici electoratul nu este în acest moment cu un entuziasm năuc pentru actuala guvernare. Spun asta pentru că, ca și sociolog, știu că fiecare guvern care rezultă din alegeri are un bonus la începutul guvernării. Un bonus pe care îl valorifică sau nu, măcar cele 100 de zile despre care se vorbește. În această situație nu este cazul și unul din handicapurile pe care le are acest guvern este acest lucru. Nu provine dintr-o... nu are la bază un partid câștigător și, în al doilea rând, trebuie să continue un guvern care și-a pierdut toată legitimitatea în timpul unei guvernări care a fost mai degrabă antireformă, a amânat toate reformele existente și apoi a guvernat antisocial. Având în vedere dificultatea în care se află guvernul, eu voi fi mai pozitiv și, fiindcă voi fi cel care voi conduce în mare măsură o echipă de monitorizare a actualului guvern, o să spun câteva lucruri care sper să-i ajute în guvernarea viitoare. În primul rând, faptul că am făcut pe repede înainte aceste proceduri de a pune guvernul și asta sigur că este un handicap pentru noi cei care trebuie să comentăm, ne arată că nici mai încolo acest repede înainte, dacă va fi aplicat și guvernării, nu va produce efecte. Pentru că viața oamenilor nu poate fi schimbată, așa cum am văzut aici în câteva obiective, pe repede înainte. Și mai este un lucru. Am citit programul și este o minunată antologie de texte. Texte de la toate cele trei partide. Înainte știam programele din campanie ale partidelor. Am văzut lucruri care au dispărut, lucruri care au rămas. În orice caz, ajutorul pe care o să-l dăm noi din opoziție guvernului va fi următorul. Toate fanteziile scrise în acest guvern, în acest program de guvernare, toate promisiunile, toate speranțele care sunt trecute acolo uneori fără să aibă o definire clară, vor constitui pentru noi
indicatori de monitorizare pe care o să o facem zilnic. Indicatori în care din 3-3 luni, cel puțin o să spunem stadiul de realizare și mai ales dacă s-au realizat sau nu. Vom face, evident, în fiecare săptămână un calendar al tuturor nerealizărilor acestui guvern. Și cred că acest lucru este foarte bun pentru actuala guvernare. În al doilea rând, aș putea să spun concluzia de bază, dacă citești acest guvernare, acest program de guvernare, este că avem o sacrificare completă a României sociale. Deci este o sacrificare a statului social. Și nu spun asta din perspectivă ideologică. Vreau să vă spun că spre deosebire de unii ideologi ai acestei coaliții de centru-dreapta, eu nu cred că stânga sau dreapta au singure dreptate. Eu cred că stânga și dreapta se referă la probleme diferite ale societății și nu se exclud reciproc. Pot să, în anumite etape, să conducă legitim. Dar trebuie să constatăm următorul lucru. Am văzut, totul s-a învârtit în campanie în jurul sloganului Dezvoltăm România. Dar Dezvoltăm România înseamnă mai mult decât kilometri de autostradă. Înseamnă să-i ajutăm pe oameni să se dezvolte. Înseamnă educație, sănătate, credință. De exemplu, am văzut un lucru în programul de guvernare pe care nu-l înțeleg și care până la urmă este, cred eu, unul din motivele pentru care mulți oameni nu au venit la vot. A apărut în ultima vreme un fel de război al politicii cu toate formele de credință, de biserică, de religie. Eu cred, în acest program nu există nicio mențiune. Parcă actuala guvernare se ferește, se face că uită că există biserici în România, cu toate cultele, de la Biserica Ortodoxă la celelalte culte protestante, neoprotestante. Vreau să le amintesc guvernanților că mai ales în această pandemie, dar în general, serviciul religios este un serviciu social. Nu trebuie să se ocupe statul de el, dar statul trebuie să sprijine. Mai ales în pandemie este foarte importantă această componentă. De asemenea, există în acest program de guvernare câteva mituri legate de dezvoltare socială, care sunt mituri false. Unul din aceste mituri este că sănătatea este în situația asta, că mor oamenii la ATI-uri pentru că avem corupție în sistemul sanitar sau dezorganizare. Oameni buni, mai ales că aveți atâția finanțiști acolo. Încercați să studiați sistemele de sănătate din Occident. Marea problema noastră este finanțarea. Iar tot acest program de guvernare nu are un cadru financiar, nu are termene, este mai degrabă un shopping list, un wish list. Deci avem mai degrabă niște speranțe fără niciun suport. Mai ales că nu avem niciun proiect de buget în acest moment ca să ne putem agăța și noi de ceva. Diferența între cei 400, diferența între faptul că la ATI-urile din România mor cei mai mulți oameni față de Germania este diferența între 476 de euro cât investim în sănătate pe cetățean și 5.000 de euro cât investește Germania. Ori ne așteptam de la un guvern de dreapta, de la un proiect de guvernare, să știe acest lucru și să nu meargă după ideologiile din presa tabloidă. Pentru că nicăieri nu vorbim despre sume. Dezvoltare socială înseamnă coeziune și egalitate de șanse. Colega mea a vorbit deja despre faptul că există o singură femeie în acest guvern și acest lucru mi se pare nefiresc. Dezvoltarea României nu se măsoară numai în kilometri de autostradă, ci în modul cum reușim să dezvoltăm oamenii prin educație și sănătate. Foarte multe din aceste componente ale programului de guvernare fac următorul lucru. Merg contra realității. Și vă dau un exemplu. Se vorbește peste tot despre digitalizare. Problema este următoarea. Recent, niște studii ale Comisiei Europene arată următorul lucru. În ultimul an de guvernare, deci în 2020, România a ieșit din clasamentul celor 5 țări cu cel mai ieftin internet, pentru că în 2020 prețul la internet în România a crescut de cu 25%. Voi încheia
avea mult mai multe lucruri de spus, dar voi încheia cu următorul lucru. În monitorizarea noastră nu vom putea lua totuși lucrurile fantasmagorice. Și vă rog, domnule premier desemnat, să vă mai uitați odată peste programul de guvernare, pentru că sunt niște lucruri fantastice acolo. De exemplu, ce am aflat eu ca și clujean? Citesc din programul de guvernare. La capitolul transporturi se vorbește despre extinderea utilizării unei linii de metrou cu 16 km și 14 stații. Nu putem să extindem metroul din Cluj pentru că încă nu există. Este prevăzut peste 10 ani. Și ultimul cuvânt. Vorbea un coleg parlamentar despre deșertificarea Olteniei și a zonei de sud. Cineva spunea din coaliția de guvernare că avem o deșertificare. Spunea că lumea s-a întors cu fața către politică. Au votat doar 30% dintre oameni. Avem o deșertificare politică în acest moment. Și din spațiul politic au fugit cetățenii. Noi suntem mulți aici, dar o să rămânem singuri. Vă mulțumesc foarte mult! Mai avem doi vorbitori înscriși la cuvânt. Îi dau cuvântul domnului deputat Alexandru Rafila și de asemenea mai este înscris domnul deputat Alfred Simonis. Domnul Rafila. Mulțumesc frumos! Doamnă președinte a Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, stimați colegi deputați și senatori, ne aflăm în mod evident în mijlocul unei crize majore de sănătate publică. Am văzut că au fost foarte multe dezbateri în timp, a fost foarte mult politizat acest subiect și, din păcate, organizarea alegerilor în luna decembrie a fost marcată de pierderea controlului asupra acestei pandemii. Acum, evident, toată lumea așteaptă o soluție. Colegii de la AUR pun niște pancarte pe care scrie să redeschidem școlile. Eu am pledat pentru deschiderea școlilor în România, pentru neînchiderea școlilor în România, încă de la începutul acestei pandemii. Este o măsură care totdeauna a fost luată în toate țările din Uniunea Europeană, încât școlile, copiii, să se poată dezvolta normal. Noi am sacrificat acest lucru pentru organizarea acestor alegeri. Acum, haideți să discutăm despre programul de guvernare. Astăzi am participat la Comisia de Sănătate, la audierea domnului ministru Voiculescu. Din păcate, programul de sănătate sau pentru sănătate este doar o compilație. El nu răspunde unei strategii, unei gândiri strategice și unor pași care trebuie făcuți pentru ca oamenii să aibă acces la servicii de sănătate. Mai mult, acest program nu reușește să ne ofere o perspectivă asupra controlului pandemiei. Din această cauză și pentru că domnul ministru Voiculescu nu a reușit să răspundă la două întrebări, nu am votat, împreună cu colegii mei de la Partidul Social Democrat, investirea domnului ministru. Noi vrem să colaborăm, dar acest lucru se poate face numai cu bună credință și fără părtinire. Noi încercăm să aducem soluții și cred că Partidul Social Democrat a demonstrat în toată această perioadă că poate veni cu soluții, iar sectorul de sănătate, care condiționează repornirea economiei și repornirea societății, este cel care trebuie reglat cât mai repede. Nu avem, din păcate, în programul de guvernare soluții pe termen scurt, doar niște enunțuri care nu se leagă între ele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ultimul vorbitor din partea grupurilor parlamentare PSD, domnul deputat Alfred Simonis. Domnule președinte, doamnă președinte, domnule președinte,
stimați membrii desemnați ai cabinetului, dați-mi voie să-mi exprim revolta față de simulacrul de audieri fără precedent în Parlamentul României, fără presă, fără accesul presei în sălile de audieri. Nimeni niciodată nu și-a permis ca în Parlament, unde ședințele sunt publice, presa să nu aibă acces la audierile miniștrilor. Chiar și așa, chiar și așa, o parte însemnată din candidații propuși de dumneavoastră s-au făcut de râs. Și înțeleg de ce ați ascuns de presă, pentru că sunt atât de incompetenți încât dacă era presa de față, aproape că nu spuneau nimic. Așa au mai spus câte ceva. Despre programul de guvernare care a ajuns cu 30 de minute înainte, ce pot să vă spun? De asemenea, fără precedent, am văzut că domnul Câțu a vorbit vreo 7 minute din cele 60 alocate pentru a prezenta programul de guvernare. Poate că nici dânsul nu l-a primit până în clipa asta și de aia ne-a scutit de efortul de a vorbi prea mult despre ceva ce nu știe. Apropo, în urmă cu ceva timp, ascultam o declarație a președintelui României, adevărat în campanie electorală, care ne spunea că puterea într-un stat trebuie împărțită și că nu trebuie un partid sau un om să aibă toată puterea în stat. Culmea e că românii au ascultat de președinte și au încercat să nu dea toată puterea unui singur om sau unui singur partid. De aceea, Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Care e rezultatul? O coaliție din trei partide care au pierdut alegerile, o coaliție de partide care au pierdut alegerile, se chinuie să facă o majoritate și să obțină și funcția de președinte al României pe care o au, și cea de președinte al Senatului, și cea de președinte al Camerei, și cea de prim-ministru, și cele 18 posturi de miniștri. Asta este dorința președintelui acum, ca toată puterea în statul român să aibă un singur om sau un singur partid. Chestiunile astea merg numai în campanie. Apropo de președinte, domnule Ludovic Câțu, mai sunteți aici? Ați rămas? Păreți ocupat. N-ați fugit încă? Ce rol aveți în acest guvern? Clipiți și vă salvăm noi. Am să cer o pauză de 5 minute. Pentru a vă gândi dacă nu doriți să dați o fugă la Cotroceni, așa cum știți, să o faceți cel mai bine și să vă depuneți mandatul de prim-ministru desemnat. Și dacă nu v-am convins eu, mergeți până la oglindă, domnule prim-ministru desemnat, și uitați-vă, comparați-vă cu acel cap de la Torda de care s-a vorbit mai devreme și gândiți-vă dacă meritați această demnitate, scutiți-vă de ridicol. Colegii dumneavoastră tot încearcă să ne spună, comparându-vă cumva cu doamna Dăncilă. Înțeleg că asta e gradul de comparație la care încercați să-l aduceți, domnul Câțu. Poate că această competiție ați câștigat-o. Sau poate nu, domnule Câțu, rămâne să vedem. V-am auzit vorbind mai devreme despre repunerea economiei pe picioare. Păi cine a distrus-o, oameni buni? Am fost noi la guvernare de când e distrusă. Cum ați preluat economia? Care era creșterea economică în România? Care era șomajul în România? Tot dumneavoastră ați fost nominalizat să reparați ceea ce ați distrus dumneavoastră? Tot acest guvern? Asta este soluția României în acest moment? Ați spus de asemenea că antreprenorul este un erou. Așa este! Pentru că nu i-ați dat niciun ajutor, cei care au reușit să supraviețuiască în această perioadă au făcut-o de unii singuri și sunt eroi, fără niciun un fel de sprijin de la guvernul în care dumneavoastră ați fost ministru al finanțelor. Stimate coleg de la USR, adevărul că i-ați adus așa un laudație domnului Barna, încât am să-l rog colegii să vă aplaude și pe dumneavoastră și pe dânsul, pentru că m-am emoționat de-a dreptul. Incredibil! Spuneați că România se schimbă, da, se schimbă, dar se schimbă și USR-ul, stimați colegi. N-ați mai luptat, apropo de alegeri din diaspora, unde ați luat un scor bun pentru înființarea unui minister al românilor de pretutindeni. De ce nu v-ați luptat pentru asta, dragi iubitori ai diasporei, care astăzi v-ați asociat cu un guvern
care a ținut miniștri la cozi, la uși, la porțile României, blocați, infectându-se prin aeroporturi și prin vămi. Nu mai aveți problemă. S-a schimbat România, sau se schimbă, dar v-a schimbat și dumneavoastră sloganul fără penali în funcții publice, s-a transformat în fără penali în partidele altora. În ale noastre au voie să fie, în ale dumneavoastră, cu alte cuvinte. Pentru că sunteți... Corupții dumneavoastră sunt buni, ai altora n-au dreptul să fie. E adevărat că România se schimbă, cei care pierd alegerile guvernează, cei care au furat garsoniere ajung miniștri ai justiției, cei care sunt condamnați penal, cei care au condamnări penale ne acuză pe noi, dar înainte de asta s-au aliat cu dumneavoastră, stimați colegi de la USR, iar asta cu fără penal în funcții publice nu mai e valabilă numai în campania electorală. Nu mai sunteți incoruptibili. România se schimbă, dar și dumneavoastră v-ați schimbat pentru că n-am văzut nimic în programul de guvernare să impuneți ceea ce ați propus în campania electorală. Ordonanță de urgență pentru desfințarea pensiilor speciale pentru toate categoriile din România. Nu v-am auzit spunând despre asta. Și ați intrat la guvernare fără ele. Nu mai vreți pensii speciale eliminate acum pentru că ați ajuns la putere, nu-i așa? Mă apropii de final. Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern, evident, sau va vota împotriva acestui guvern pentru a fi foarte clar care este majoritatea și cine sunt cei care vor ocupa, vor susține acest guvern și cine sunt cei care au toată responsabilitatea pentru investirea și modul în care va gestiona acest guvern România. Sper ca și celelalte partide să asculte de acest îndemn și măcar printre ele, măcar pe la PNL, cei mai supărați dintre dumneavoastră, știți că aveți multe motive să fiți supărați, veți face așa cum vă solicit eu în numele oamenilor care au votat, nu eu, și să facem în așa fel ca încât acest guvern să nu treacă. Însă, dacă totuși se va găsi o majoritate, iar acest guvern va fi investit, vă promit un singur lucru, că ne vedem în iunie din nou la audieri. Vă spun doar atât, aveți noroc că sunt președinte de ședință. Am să-i dau cuvântul domnului premier desemnat Florin Câțu. A vine vremea. Nu-i așa? Nu-i așa că sunteți terminați, că sunt aici, nu-i așa? Sunt încă aici. Vă adresez din nou rugămintea de a permite vorbitorului să se exprime neîngrădit. Ce vă mai sperie o guvernare Câțu, nu-i așa? Asta e, nu? Am văzut multe în Parlament în ultimii 4 ani de zile, dar tupeu, la limita nesimțirii, cum am văzut astăzi, mai rar. Auzi, tupeu, După zile după ce ai fost investit să vii cu ordonanța 13, să scoți sute de mii de oameni în stradă, să ai tu pe oasă să vii în Parlamentul României, să te dea jos propriul partid să te arunce la gunoi, pentru că ești incompetent, te dă la gunoi propriul partid și tu să vii astăzi, să ai tu pe oasă să le vorbești românilor. Ai stat vreodată, domnule senator, să asculți românii? Ai stat vreodată să asculți românii, pe 500.000 de români pe care ai scos în stradă în iarnă cu ordonanța 13 să-l salvezi pe Dragnea? Niciodată nu ai ascultat. Pe cine ai chemat lângă dumneata să te ajute în guvern? Pe Ponta, prietenul tău Ponta? Voi doi v-ați încuiat în guvern, atât de mult te interesa acea funcție. Tupeu, cum ați lăsat economia? 50 de miliarde de lei împrumuturi pe care trebuie să le plătim noi. 30 de miliarde de lei facturi. Aveți tupeul să vorbiți despre antreprenori români? A trebuit să decontăm cocerii medicale pe care nu ați decontat cu ani.
a trebuit să plătim TVA rambursat, facturi neplătite. Și astăzi vorbiți de antreprenori români. Cât tupeu aveți să vorbiți astăzi aici. Lucrurile se schimbă. România se schimbă și pentru mult timp România are astăzi un guvern de profesioniști. Și se va vedea din primul moment. Și nu este vorba despre ideologii. Este vorba despre o guvernare normală pentru români, pentru toți cetățenii români, nu doar pentru o parte și nu doar pentru corupți. Dragi români, o să fie bine. Mulțumesc! Mă abțin greu să zic ceva. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, vă reamintesc că în conformitate cu prevederile articolului 103 aliniatul 3 din Constituție, ale articolului 47, 52 aliniat 7 și art. 90 din regulamentul activităților comune, Camera Deputaților și Senatul în ședință comună aprobă prin vot un singur vot, programul și întreaga lista guvernului și acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Numărul minim de voturi necesar pentru acordarea încrederii guvernului este de 228. Votul este secret și se exprimă prin bile. Vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile articolului 49 din regulamentul activităților comune, coroborat cu prevederile regulamentelor celor două camere, votul cu bile se desfășoară astfel. În fața prezidiului sunt amplasate două urne, o urnă albă și una neagră. Deputații și senatorii vin pe rând la urne după ce primesc de la chestori câte două bile, una albă și una neagră, urmând să voteze prin introducerea bilelor în urne după cum urmează. Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru acordarea încrederii. Bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra acordării încrederii guvernului. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abținere. Începem votarea. Îi invit pe doi chestori ai Senatului să ocupe la ai camerei să ocupe locurile destinate pentru mânarea bilelor. Băi, cum e? Ai Senatului sau ai camerei? Deci cei doi chestori ai camerei. Ordinea de citire la exercitarea votului este Camera Deputaților și apoi Senatul. Repet, mai ales pentru cei care sunt la primul mandat, bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru acordarea încrederii guvernului, bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra acordării încrederii guvernului. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abținere. Îl invit pe domnul secretar al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, să înceapă citirea deputaților în ordine alfabetică. Mulțumesc, nu o să încep chiar în ordine alfabetic, avem două urgențe motivate medical. Domnul George Ionescu, domnul Olar Corneliu, doamna Monica Berescu
Și încă o urgență, domnul Rafila. A Catrinei Dorel Gheorghe. A Chimaș Cadareu Patriciu Andrei. A Domnicăi Mirela. Am rugămintea să respectați regulile de distanță, de distanțare fizică, de protecție sanitară. A Domnicăi Mirela. A Elenei Dănuț. A Elenei Dănuț. Albișteanu Mihail. Albotă Emil Florin, prezent. Alda Adrian, prezent. Violeta Alexandru. Alexe Florin. Ahmet Varol. Andrei Alexandru, prezent. Gabriel Andronache, prezent. Antonio Andrușciac. Antonio Andrușciac, prezent. Apioc Norbert, prezent. Apostol Alin Gabriel. Apostol Alin, absent. Spuneți. Benoni Ardelean, prezent. Atanasiu Valeriu, prezent. Avrămescu Gabriel Ioan, prezent. Axinia Adrian George, domnul Axinia, prezent. Badia Iulian Alexandru, prezent. Badia Mihai Alexandru. Badiu Georgel, prezent. Balabasciuc Călin Constantin, prezent. Bălan Ioan, prezent. Balint Liviu, prezent. Banciu Ionuț Sorin, prezent. Banias Mircea, prezent. Barbu Costel, prezent. Barbu Florin Ionuț, prezent. Barcar Rodica Luminița, prezent. Dan Barna, prezent. Băcanu Cristian Tudor, prezent. Bălășoiu Aurel. Bălășoiu Aurel, prezent. Băltărețu Viorel. Eugen Bejinariu, prezent. Șandor Bende, prezent. Benedec Zacarie, prezent. Benga Tudor, prezent. Berescu Monica, am spus, prezent. Rosalia Biro, prezent. Bâlcea Ovidiu Sergiu, prezent. Bârcă Constantin, prezent. Blaga Daniel Codruț, prezent. Bode Lucian Nicolae, prezent. Bola Bogdan Alexandru. Bola Bogdan Alexandru, prezent. Bota Călin Ioan, prezent. Băltărețul de la noi a fost avotat și n-a strigat prezent, nu sunt un pic antrenat.
hotărție este bravo, mersi. Botez Mihai Cătălin. Prezent. Simona Bucura Oprescu. Prezent. Budăi Marius Constantin. Prezent. Cristian Buican. Prezent. Buicane! Prezent. Buicu Corneliu Florin. Prezent. Iulian Bulai. Prezent. Bulai Oana Gianina. Bulai Oana Gianina. Cristina Burciu. Prezent. Burduja Sebastian Ioan. Prezent. Buzoianu Diana Anda. Prezent. Mara Calista. Prezent. Prezent. Calotă Florică Ică. Prezent. Cambera Oana Alexandra. Prezent. Prezent. Cazan Laurențiu Nicolae. Prezent. Cătăniciu Steluța. Prezent. Cătăuță Ana Maria. Prezent. Căuș Vasile Aurel. Prezent. Mircea Chelaru. Domnul general Chelaru. Absent. Spuneți, prezent. Adrian Chesnoiu. Prezent. Cozet Chichirău. Prezent. Chira Claudiu Martin. Prezent. Chirilă Alin. Prezent. Ciofu Cătălina. Prezent. Ciolacu Marcel. Prezent. Ciornei Radu Tudor. Prezent. Ciuboc Ciprian. Prezent. Câtea Vasile. Prezent. Coarnă Dumitru. Coarnă Dumitru. Prezent. Coleșa Ilie Alin. Prezent. Daniel Constantin. Prezent. Cosma Adrian Felician. Prezent. Mugurel Cosmanciuc. Prezent. Andy Cristia Lucian. Prezent. Cristescu Radu Mihai. Prezent. Cristian Brian. Prezent. Cristi Ciognean. Prezent. Crușoveanu Marian. Prezent. Cepeva Andreea. Prezent. Șomo Botond. Prezent. Cupșa Ioan. Prezent. Damian Romulus Marius. Damian Romulus. Prezent. Dancă Ionel. Prezent. Ringo Dămureanu. Ringo Dămureanu. Prezent. Silviu Dehelean. Prezent. Dinu Cristina Elena. Prezent. Dranca Andrei Iulian. Prezent. Drulă Cătălin. Prezent. Dumitrache Eliana Cristina. Prezent. Dumitrescu Raluca Georgiana. Prezent. Dumitru Florian Emil. Prezent. Dunava Costel. Prezent. Enachi Raisa.
Prezent. Petru Farago. Prezent. Făgărășan Valentin Ilie. Prezent. Nicu Fălcoi. Prezent. Mircea Fechet. Prezent. Silviu Feodor. Prezent. Lucian Feodorov. Prezent. Fifor Mihai. Prezent. Iulius Firțac. Prezent. Floria Daniel. Prezent. Floria Oana Consuela. Prezent. Floroiu Ionel. Floroiu Ionel. Flucuș Dumitru. Prezent. Prezent. Focșa Dumitru Viorel. Prezent. Folescu Cornel Vasile. Folescu Cornel Vasile, prezent. Mirela Furtună, prezent. Gal Caroli. Gal Caroli, prezent. Ganț Ovidiu, prezent. Gavrila Ana Maria, prezentă. Gavrilescu Grațiela, prezent. Nicu Georgescu, prezent. Gheba Daniel Sorin. Prezent. Gheorghe Daniel Andrei. Prezent. Bogdan Gheorghiu. Prezent. Ghera Giureci Slobodan. Prezent. Ghiță Daniel. Prezent. Giugia Nicolae. Prezent. Giurgiu Adrian. Prezent. Gâdei Laurențiu, prezent. Gliga Dumitrița, prezent. Goliac Nicoleta, prezent. Grecu Ion Cătălin, prezent. Sorin Grindeanu, prezent. Grosaru Andy Gabriel, prezent. Gudu Michael, prezent. Haidu Gabor, prezent. Halici Nicușor, prezent. Hangan Poliana. Prezent. Havărneanu Filip. Havărneanu Filip. Prezent. Hărătău Elena. Prezent. Holban Georgeta Carmen. Prezent. Horga Maria Gabriela. Prezent. Silviu Hurduzeu Silviu, prezent. Huțucă Bogdan. Prezent. Iancu Marius Ionel, prezent. Ibram Iusein. Te-am trecut. Ibram Iusein, prezent. Ichim Cristian Paul. Prezent. Ilie Victor. Prezent. Ilișanu Claudiu. Prezent. Intotero Natalia. Prezent. Ion Stelian Cristian. Prezent. Ionescu George. Prezent. A votat. Ivan Bogdan Gruia. Prezent. Ivănuță Cristian Daniel. Prezent. Chelemen Otilo. Prezent. Kelemen Hunor, prezent. Kish Ianoș, prezent. Cociș Cristia Alexandru, prezent. Colciar Caroi, prezent. Concei Ciobo, prezent. Culciar Teja Iosef, prezent. Lodoni Lazlo Jolt, prezent. Lasca Mihai Ioan. Lasca Mihai Ioan. Prezent.
Lazar Ion Marian. Lazar Ion Marian, prezent. Lazar Teodor. Prezent. Prezent. Laurențu Leureanu, prezent. Absent. Prezent. Longher Gervazen, prezent. Lorenz Ștefan Iulian, prezent. Lungu Daniel Romeo, prezent. Lupu Andrei Răzvan, prezent. Silviu Macovei, prezent. Maghiar Lorand, prezent. Mania Cătălin, prezent. Mang Ioan, prezent. Manta Claudiu, prezent. Marșalic Iaro Norbert, prezent. Mărculescu Dumitru. Mărculescu Dumitru, prezent. Mărgărit Mitică Marius, prezent. Merc Adrian Miroslav. Merca. Unde-i? Nu-l văd. Merca. Absent. Miftode Marius Andrei. Prezent. Mihalcea Remus Gabriel. Prezent. Mihălcescu Carmen, prezent. Micloș Zoltan, prezent. Marian Mina, prezent. Mircea Florin, prezent. Miruță Radu Dinel, prezent. Mitrea Dumitrina, prezent. Miuțescu Gheorghe Adrian, prezent. Moisin Radu Marin, prezent. Moldovan Sorin Dan, prezent. Molnar Ervin, prezent. Molnar Radu Iulian, prezent. Și Budăi? Ești tu și Budăi? Morar Olivia Diana, prezent. Moșteanu Liviu Ionuț, prezent. Remus Munteanu, prezent. Murariu Oana, prezent. Murariu Iulian Alexandru, prezent. Mușoiu Ștefan, prezent. Nacov Gheorghe, prezent. Nog Sobolz. Domnul Nog, prezent. Nog Vasile. Nog Vasile de Laur, prezent. Rodica Nasar, prezent. Năcuță Sorin, prezent. Năsui Claudiu, prezent. Neaga Florian Claudiu, prezent. Neagu Denisa Elena, prezent. Neață Eugen, prezent. Nechita Aurel, prezent. Niță Nicu, prezent. Olar Corneliu a votat. Orban Ludovic, prezent. Ostaficiuc Marius Eugen, prezent. Oteșanu Daniela, absent. Osmen Oana Marciana, prezent. Paladi George Adrian, prezent. Varujan Pambuccean, prezent. Panait Radu, prezent. Rodica Paraschiv, prezent. Pavelescu Nicolae, prezent. Pătrăuceanu Constantin. Pătrăuceanu, prezent. Păunescu Silviu Titus, prezent. Pecingină Gheorghe, prezent. Petrețchi Nicolae Miroslav, prezent.
Peța Ștefănescu Eliza, prezent. Piper Savu, prezent. Pirtea Marilen, prezent. Plăiașu Gabriel, prezent. Polac Tudor. Polac Tudor, prezent. Polițianul Mihai Laurențiu, prezent. Pop Darius. Pop Darius, prezent. Pop Rareș Tudor, prezent. Popa Alexandru, prezent. Popa Radu Mihai, prezent. Popa Ștefan Ovidiu, prezent. Popescu Dan Cristian. Prezent. Popescu Virgil Daniel, prezent. Vlad Popescu, prezent. Popică Eduard Andrei. Popică, prezent. Predescu Ana Loredana, prezent. Predoiu Marian Cătălin, prezent. Presura Alexandra, prezent. Prișcă Răzvan Sorin, prezent. Prună Cristina Mădălina, prezentă. Prunean Alin Costel, Prunean, prezent. Pușcașul Lucian, prezent. Rafil Alexandru, prezent. Rasaliu Marian Iulian, prezent. Rizia Cristina Camelia, Rizia, prezent. Rodianu Bogdan, prezent. Roman Florin Claudiu, prezent. Roman Nicolae, prezent. Roșca Mircea, prezent. Rujan Dumitru, prezent. Rusu Daniel Gheorghe, prezent. Salan Viorel, prezent. Sandu Viorica, prezent. Sas Loran Zoltan, prezent. Prezent. Sărmaș Ioan Sabin, Sărmaș Sabin, prezent. Seidler Cristian Gabriel, prezent. Sereș Deneș, prezent. Sighiartău Robert, prezent. Simion George, prezent. Simonis, prezent. Solomon Adrian, prezent. Stancu Ionel, prezent. Stancu Paul, prezent. Stativă Irinel, prezent. Stănescu Vetuța, prezent. Stângă George Cătălin, prezent. Stoian Maria, prezent. Stoica Bogdan Alin, prezent. Stoica Ciprian Titi, prezent. Stoica Diana, prezent. Stoica Elena, Stoica Elena, prezent. Stoica Ștefan Bucur, prezent. Stroie Ionuț Marian, prezent. Suciu Sebastian Ilie, prezent. Suciu Vasile Daniel, prezent. Sabo Odon, prezent. Șandru Cosmin, Șandru Cosmin, pe tine te-am văzut. Șandru Cosmin, prezent. Șerban Ciprian, prezent. Șerban Janina, prezent. Simon Gheorghe, prezent. Șișcu George, prezent. Șlincu Dan Constantin, prezent. Șoldan Gheorghe, prezent. Șoptică Costel, prezent. Șovăială Constantin, prezent. Ștefan Ion, prezent. Știrbu Gigel, prezent. Dan Tănasă, prezent.
Tănase Antonel, prezent. Tănăsescu Alina Elena, prezent. Tătaru Nelu, prezent. Teniță Dragoș, prezent. Teodoroiu Simona Maia, prezent. Terente Eugen, Terente Eugen, prezent. Telman Cristin, prezent. Toader Bogdan Andrei, prezent. Toda Daniel Liviu, Toda, prezent. Todosiu Beniamin, prezent. Toma Ilie, prezent. Toma Vasilică, prezent. Trăilă Cristina, prezent. Trif Bogdan Gheorghe, prezent. Cum? Cum? Pălărie? La final. Du-te și votează. Daniel Tudorache, prezent. Tuhuț Radu Marcel, prezent. Tulbure Simina Gianina, prezentă. Turcan Raluca, prezent. Tușa Diana, absent. Tuță George Cristian, prezent. Țepeluș Laurențiu, Țepeluș, prezent. Țoiu Ana, prezent. Țuțuianu Marius Horia, prezent. Ungureanu Emanuel, prezent. Varga Glad Aurel, prezent. Silviu Wexler, prezent. Vicol Laura, prezent. Vâlceanu Dan, prezent. Volosatăi Boris, Volosatăi, prezent. Vulpescu Ioan, prezent. Weber Mihai, prezent. Adrian Viner, prezent. Da. Zoltan Zacarias, prezent. Zetea Gabriel, prezent. E cineva care nu și-a auzit numele dintre colegii deputați? Târziu. Stai, domnul senator, nu aveați cum să vă auziți numele, este doar cu camera deputaților, urmează senatul. Atunci, dacă v-ați pus prezent. Pălărie? Da. Mai devreme, da. Mai devreme, cu foaie. Dacă e cu diacritice, ar trebui să fie. Haladi. Nu știu dacă e cu foaie. Mai cercați o foaie. Mai devreme. Nu, aici încă o foaie. Deci ați spus două, mai devreme aici. Adică ultima era Plăieșu, Osmen, încă una după. Pălărie. Pălărie Ștefan. Senat. Prezență înseamnă să fiu vizit. Pentru că Orba nu e aici, l-ai pus prezent, nu este lângă pere. Te rog frumos. Unde e? Unde este? Unde este? Unde? Domnul președinte Orban, vă rog să votați, altfel terminăm cu camera și nu veți mai vota. Avem observație de la ora. Camera deputaților a încheiat. Vă mulțumesc. Camera deputaților.
ei că e cum vrea pe cât, e clar, tu și spune. Sunt eu colega voastră. Sunt eu colega voastră. Orban Ludovic prezent. Unul de la opoziție, vă rog. Doi chestori. Doi chestori, vă rog frumos, de la Senat. De la Senat, vă rog. Încă un chestor. Doamna Siminica. Mirea Siminica. Haideți, doamnă. Începe votul la Senat, da? Începe. Mulțumesc, domnul președinte. Achiței Vasile Cristian. Prezent. Elenei Evdochia. Prezent. Anastase Robeta Alma. Prezent. Anisie Monica Cristina. Prezent. Nu uiți, nu uiți, nu uiți. Antal Ișvan Loran. Prezent. Azanfirei Leonard. Prezent. Badea Viorel Richard. Prezent. Banu Claudia. Banu Claudia. Prezent. Berea Cristinel Gabriel. Prezent. Bica Dănuț. Prezent. Băca Iulian Mihail. Prezent. Bancă Rodica. Aur. Prezent, da? Bodea Marius. Prezent. Bodoc Florian Dorel, da. Prezent. Bordei Cristian. Prezent. Borceanu Septimiu Sebastian. Prezent. Brahnă Pravăț. Prezent. Bum Sorin, prezent. Busuioc Andrei, prezent. Cadariu Constantin Daniel. Cadariu. Prezent. Carp Gheorghe, prezent. Catana Gheorghe Adrian, prezent. Cernic Sebastian, prezent. Chirteș Ioan Cristian, prezent. Ceromela Valentin. Prezent. Ciucă Nicolae Ionel. Prezent. Câmpeanu Sorin Mihai. Domnul ministru. Prezent. Domnul Câmpeanu. Domnul ministru.
Câțu Florin Vasile, domnul premier. Prezent. Corlățean Titus. Prezent. Cosma Dorinel. Aur. Da? Costea Adrian. Prezent. Crețu Gabriela. Prezent. Cristescu Ionel Dănuț. Prezent. Cristina Ioan. Prezent. Ceaza Carol Izolt. Ceaza. Ceasa. Colegii noștri dragi de la Senat. Ceche Otilo Zoltan. Prezent. Cuca Alexandru Răzvan. Prezent. Darău Ambrozie Irineu. Darău Ambrozie. Prezent. Dăneasă Mircea. Prezent, da? Dânsul e, da? Dereș Ioan. Prezent. Dinică Silvia Monica. Prezent. Dâncu Vasile. Prezent. Dogariu Eugen. Prezent. Dragu Anca Dana. Este doamna? Prezent. Dunca Marius Alexandru. Prezent. Fire Laszlo Odon. Prezent. Fenechiu Daniel Cătălin. Prezent. Firea Gabriela. Prezent. Firu Stella. Firu Stella. Prezent, da? Bine. Florian Ovidiu Iosif. Prezent. Fulgeanu Moager Laura Mihaela. Prezent. Genoiu Mihail. Genoiu Mihail. Absent. Prezent. Așa spuneți. Georgescu Laura. Prezent. Ghica Cristian. Prezent. Gorghiu Alina Ștefania. Prezent. Guran Virgil. Prezent. Hangan Andrei. Prezent. Hatos Adrian. Hatos. Prezent, da? L-am văzut acum. Cumelnicu Marius. Prezent. Ioan Raluca Gabriela. Prezent, da? Iordache Ion. Iordache Ion. Prezent. Ivanovici Șoșacă Diana. Sunteți, doamnă? Sunteți aici. Ivan Dan. Prezent. Covaci Irina Elisabeta. Doamna Covaci, prezent. Lavric Sorin. Prezent. Laszlo Otilo. Laszlo Attila. Nu este? Așteptăm a doua. Mateescu Sorin Cristian. Prezent. Matei Constantin Bogdan. Prezent. Matieș Călin Gheorghe. Prezent. Mazilu Liviu Lucian. Mazilu Liviu. Prezent. Mihai Alfred Laurențiu Antonio. Prezent. Mihail Radu Mihai. Mihail Radu Mihai, liderul de grup de la USR. Aduceți în sală, da? Este? A doua tur. Absent deocamdată. Mircescu Ion Narcis. Prezent. Mira Siminica. Prezent. Mândruță Gheorghiță. Prezent. Munteanu Lucica. Prezent. Laszlo, da? Imediat. Laszlo. Aici nu-l văd. Doamne, nu-l văd acum. Era anterior pe o pagină. Laszlo Attila. Prezent până la urmă. Prezent Laszlo. Mureșan Claudiu Marinel. Prezent.
Nazare Alexandru, domnul ministru, prezent. Neagu Ionuț, prezent. Neagu Ionel, prezent, da? Dragilor, atenție, Neagu Ionel. Neagu Nicolae, scuze. Prezent. Negoi Eugen Remus, prezent. Niculescu Țigârlaș, prezent. Novak Ceabo Zoltan, prezent. Da. Oprea Ștefan Radu, prezent. Oprinoiu Aurel. Oprinoiu, da? Prezent. Oros Nechita Adrian, domnul ministru. Oros. Colegii, mergeți după domnul ministru, da? Absent deocamdată. Pandea Ciprian, prezent. Paulic Nicoleta, prezent. Pălărie Ștefan, prezent. Petcu Toma Florin, Pistru Eusebiu, prezent. Pârvulescu Eugen, prezent. Popa Maricel, prezent. Popescu Ion Dragoș, prezent. Am discutat cu doamna președintă, da? Da. Îi mai strigați o dată. Bineînțeles. Postică Andrei, prezent, votăm. Și domnul Câmpeanu trebuie să vină, domnul ministru, să meargă cineva după domnul ministru Câmpeanu. Da, Oros și Câmpeanu, cineva să meargă după domnul ministru. Domnul Oros, mulțumesc, domnul Oros. Hai mă, tata, lasă-mă. Te rog eu frumos, lasă-mă să citesc. Câmpeanu? A fost prezent? A votat domnul Câmpeanu, așa spuneți. Prezent. Mihail Radu Mihai, ai venit, da? Imediat. Mihail Radu Mihai, prezent. Oros, prezent. Până acum avem prezență pe linie. Potecă Vasilică, prezent. Poteraș Cosmin Marian, prezent. Prioteasa Ion, prezent. Pufu Vlad Mircea, prezent. Puiu Ovidiu, prezent. Purcărin Bianca Mihaela. Purcărin, doamna Purcărin, nu este? Absentă. Răducanu Sebastian, prezent. Resmeriță Cornel, absent. Romașcanu Lucian, domnul lider de grup, Romașcanu, prezent. Rotaru Ion, prezent. Rujan Ion Cristinel, Rujan, prezent. Zbârnea Liliana, prezent. Scarlat George, prezent. Scântei Laura Iuliana, prezent. Spătaru Elena Simona, prezent. Stan Ioan, prezent. Stănescu Paul, acolo, prezent. Stocheci Cristina Mariana, prezent. Străinu Cercel Adrian, prezent. Stroie Felix, prezent. Tanțoș Barna, domnul ministru. Domnul Barna, aici, prezent, domnul ministru. Târziu Claudiu Richard, prezent. Tâlvăr Angel, Tâlvăr, absent. Bine. Toanchină Marius Gheorghe, prezent. Trifan Raul Adrian, prezent. Trufin Lucian, absent. Turos Lorand, prezent. Țapu Nazare Eugen, prezent. Vela Ion Marcel,
Vela Ion Marcel. Cristi. Vela Ion Marcel. Absent deocamdată. Veștea Mihail. Prezent. Viașu Cosmin Cristian. Prezent. Alba, alb, negru, la negru. Vicol Costel. Prezent. Vlad Sergiu Cosmin. Prezent. Vlașin Sorin. Vlașin Sorin. Prezent. Voiculescu Liviu Dumitru. Vela Marcel Ioan. Prezent, domnul ministru. Prezent. Zamfir Daniel Cătălin. Prezent, domnul. Zob Alexandru Robert. Zob Alexandru Robert. USR Plus. Hai, votează. Îmi dați voie să votez și eu și reiau lista după aceea. Bine. Ați votat? Zobi absent, da? Bine. Au votat și chestorii? Domnul Bump și doamna Similica. Reluăm puțin lista, verificăm încă o dată. Păi nu, dar e dreptul să mai citească o dată. Da, domn președinte. Deci, domnul secretar, da, puteți să mai citiți o dată absent. Dacă e cazul la absens, domn președinte. Citiți, vă rog. Așa procedăm. Nu, sar. Lazlo este. Purcărin Bianca Mihaela. Purcărin Bianca Mihaela, da? Absent. Răzmeriță Cornel Cristian. Absent, da? L-ați găsit pe Zob? Tâlvăr Angel. Tâlvăr Angel, absent. Trufin Lucian. Trufin Lucian, absent. Vela a votat. Și Zob Alexandru Robert, absent. Mulțumesc, domnul secretar al Senatului, Cârbulescu. În temeiul prevederilor art. 44, aliniatul 4 din regulamentul activităților comune, îi invit pe membrii birourilor permanente ale celor două camere să se întrunească la sala de ședință a biroului permanent al Camerei Deputaților pentru verificarea și numărarea voturilor exprimate. Deci la sala de ședință a biroului permanent al Camerei Deputaților. Vom relua lucrările în plen după constatarea rezultatului votului de către membrii celor două birouri permanente. A? Vă invit să luați loc. Vă invit să prezentați procesul verbal cu privire la rezultatul votului asupra propunerii de acordare a încrederii guvernului.
proces verbal referitor la rezultatul votului de acordare a încrederii guvernului. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, aliniatul 4 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile, asupra cererii de acordare a încrederii guvernului au constatat următoarele. Numărul total a deputaților și senatorilor, 455. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 446. Numărul total de voturi exprimate, 446. Numărul total de voturi anulate, 0. Numărul total de voturi valabile exprimate, 446. Din care, voturi pentru acordarea încrederii guvernului, 260. Bravo! Voturi contra acordării încrederii guvernului, 186. Abțineri, 0. Potrivit prevederilor articolului 103, aliniatul 3 din Constituția României, republicată, Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Ca urmare a faptului că din totalul de 455 deputați și senatori, 260 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încrederea guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Vasile Florin Câțu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două camere. Semnează birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Vă mulțumim, doamnă deputat. Îl invit pe domnul premier, după acest vot, Florin Câțu, să se adreseze camerelor reunite ale Parlamentului. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Coaliției de Centru-Dreapta și tot celor care au votat astăzi acest guvern. Le mulțumesc milioane de români care au susținut această coaliție și ne-au ajutat să ajungem astăzi în Parlamentul României. Le promit și le garantez că nu voi înșela niciodată așteptările acestor oameni și sunt conștient de responsabilitatea pe care mi-au acordat-o de a guverna România într-o perioadă atât de dificilă. Mulțumesc și la treabă! Doamnelor și domnilor deputați și senatori, hotărârea Parlamentului va fi înaintată președintelui României pentru a proceda la numirea guvernului. Acestea fiind zise, lucrările sunt epuizate. Declar închisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de astăzi. Spor la treabă guvernului și succes în acest mandat!